Bună, Răzvan, ce frici ți-ai învins la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, pentru că ai plecat cu foarte multe temeri. Sincer, nu mi-am învins nicio frică. Dacă mi-aduce acum un șarpe sau un șoricel sau o tarantulă, mi-e la fel de frică, jur. Deci nu cred că poți să-ți învingi neapărat o fobie, ci acolo pentru că, îți dai seama, nu ai mâncare. Și vine și spune, nu știu, ai un hamburger dacă bași capul la șerpi sau știi că poți să ieși din competiție dacă nu bași capul la șerpi și la șobolani. Nu știu, frica, adrenalina și emoțiile alea de moment, nu mai ții cont de nimic și o faci și că zici, bă, mor sau trec mai departe. Dar nu mănânci un hamburger. Mănânci, da, un shake de la cu râme și cu gândaci. Foarte... cu multe proteine. Dar nu mi-am învins, sincer, nicio fobie. Tot mi-e frică de ele. Tot, sincer. Mi-e frică. Dar de la ce ți se trag? Ai avut experiențe în copilărie neplăcute și ai rămas așa cu o traumă? Nu, legat de animale, nu. Legat de ceea ce s-a întâmplat, practic, în junglă, în reality show propriu zis cu oamenii. Acolo, neavând telefon, neștiind cât este ceasul, nu, ziua aia, să mă rog, era foarte lungă, aveam impresia după primele două zile că suntem acolo de o lună. Deci se dilată timpul incredibil. Deci, nu știu, e un fenomen de ăsta foarte, o experiență foarte ciudată. Și cu oamenii din camp, practic, acolo a fost problema la mine și... Acolo mi-au ieșit la iveală traume și chestii. Că la ce te gândești? De când te-ai născut până în prezent, că altceva n-ai ce să faci acolo. Nu poți să verifici TikTok-ul, Instagram-ul sau să dai un telefon sau să vorbești cu un prieten. Și vorbind practic cum eram eu cu Lidia Buble, că noi doi am fost practic o echipă. Văzut că ați rezonat foarte mult. Da, am rezonat foarte mult, m-a susținut foarte mult psihic, e mai puternică ca mine psihic. E și foarte așa, nu prea pune la suflet, e mai ignorantă cu situațiile astea neplăcute din jur, dar au afectat-o și pe situațiile în care am fost puși de foarte multe ori acolo și a plâns și a foarte mult. Că eu practic știți, eu eram cu Lidia și restul, cei patru Crider ar sărit. Care ne-au făcut numai bine. Cine te-a dezamăgit cel mai tare în acest show? M-au dezamăgit toți patru, pur și simplu ca și oameni, nu neapărat. M-au dezamăgit cei patru, Tania, Cristi, Gianni și Mitrea, în sensul că nu că ne cunoaște, avem vreo prietenie sau ne leagă, nu știu, vreo relație, nu, în vreun fel. Ci pur și simplu ei ca oameni. Am rămas șocați, atât eu cât și Lidia, de cum pot proceda oamenii și cum se pot transforma în anumite situații pentru a ajunge sus. Eu cred că poți să faci chestii mișto, poți să ajungi sus, poți să ai mult mai multe câștiguri și să faci mult mai multe lucruri interesante fiind un om bun. Nu trebuie să-l cași pe cap pe ăla, ca într-un final să rămâi singur, să termine competiția și eu nu mă mai salut, de exemplu, cu niciunul dintre cei patru. Asta urma să te întreb. Nu mai am nicio relație cu niciunul dintre cei patru și nu vreau, sunt prieten cu cealaltă echipă. Dar le-ai spus ce te-a deranjat? Păi, la final, când ai înainte să pleci? Da, am discutat atunci într-o oarecare măsură, dar nu am înțeles. Așa cum am zis și Aldemara, că vezi, Doamne, că mi-am învățat o lecție de acasă. Ce lecție? Habar n-aveam ce înseamnă un reality show, că eu nu am mai fost. Și ei cumva au zis că, vezi, Doamne, am venit acolo să fac show. Ce show? Că eu am fost, eu n-am făcut nimic. Eu am făcut strategii că au făcut ei, eu am răspuns că... Ei făceau ceva, nu există o imagine sau ceva filmat pe cameră când eu mă duc să-mi iau de vreunul dintre cei patru. Nu. Dar tu ai încercat să fii în gașca lor, că poate de aici ți se trage cumva. Păi cum să fiu în gașca lor, că dacă ei din prima zi făceau strategii și m-am trezit cu Lidia că am ajuns la ultima, adică eu am fost la eliminare și Lidia a rămas penultima. Și am zis, bă, stați puțin. Și am văzut-o pe Tania când a făcut semn și atunci le-am spus, zic, bă, mai bine vii și îmi spui în față, uite, hai să facem ca să fim o echipă, cum ați vrut să fim de la început, să-i dăm afară pe ceilalți. De-aia au vorbit între ei și au făcut semne și Mara și-a cerut scuze. Atunci a zis că a învățat o lecție, că nu a procedat cum trebuie, dar oricum lucrurile nu s-au îmbunătățit. Și atunci cumva s-au separat echipele, găștile în junglă. Ai mai repetat experiența? Da, dar nu cu ei. Da, e frumos, chiar e superb. E o experiență de viață. E o experiență de viață. Mi-a plăcut totul acolo. Hai că eu mă distram. Eu cu Lidia mă distram. În ciuda faptului că ne mai și certam cu ceilalți, că nu ne suportau pe acolo sau că ne mai pierdeam vreun premiu, vreo mâncărică, că n-aveau ce să bage la Burtihanie și începeau cu țipete și curlete pe acolo prin junglă. Dar în rest noi ne simțeam. Noi dansam, cântam, noi n-aveam treabă. Noi chiar ne-am distrat. Chiar vorbeam ieri cu Lidia și spuneam: "Băi frate, noi chiar ne-am distrat. Noi avem atâtea amintiri plăcute acolo." Deci super. Deci pentru noi a fost chiar mișto. Dar financiar a meritat acest efort?
Da, cu siguranță merită a meritat efortul și nu neapărat din punct de vedere financiar, cât pentru, prin prima faptul că eu, de exemplu, n-am mai apărut de 6 ani și până la urmă este Pro TV, am avut parte de o expunere foarte frumoasă, am întâlnit oameni foarte frumoși, o echipă de producție foarte mare și pe mine mă ajută în mediul online, orice apariție TV, orice show. Urmează ceva pe plan profesional, nu știu, un proiect TV? Păi să vedem ce mai apare în perioada următoare. Ai fost la castinguri? Nu, n-am fost, încă mă recuperez cu capul. Așa, dar vedem ce mai apare în perioada următoare și cu siguranță. Multă baftă, deci ai că te recuperezi, mergi la psiholog? Da, merg la psiholog, acum mă simt mult mai bine, mult mai ok, merg în continuare și o să merg mult timp de acum încolo ca să mă ajute pe mine ca și eu, ca și ca o dezvoltare personală. Dar te referi la această consiliere după show sau tu mergeai și înainte? Nu mergeam înainte, acum după show m-am dus, că m-am zăpăcit de cap. Trebuia să mă ajute cineva să mă regăsesc, că eram așa puțin pierdut în spate, mai știam unde e casa mea. În prezent mai rămâi în țară? Da, rămân, m-am mutat și la mine acasă la Eforie, acum sunt și cu sora mea aici, vreau să fim alături de familie și merge foarte bine în mediul online și am și o afacere și mă descurc aici momentan. Când nu mă mai descurc, eu plec, eu nu sunt omul care să stau, eu trebuie să muncesc, să fac bani. Ia zi-mi, ce investești banii pe care i-ai primit? Am un teren. Deci tata când a cumpărat casa, a cumpărat casa fără teren, iar banii pe care i-am câștigat am plătit rata terenului. Ca să fiu liniștit la bătrâneți, nu mă dea așa afară din casă. Multă baftă!